România are suficiente stocuri de ulei până la noua recoltă de floarea soarelui. Asta înseamnă că nu depindem de importuri, iar țara noastră produce suficientă floarea soarelui. Nu există riscuri ca stocurile de ulei să se termine. Este anunțul făcut de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu. România produce în fiecare an o cantitate de floarea soarelui suficientă pentru a acoperi de 10 ori nevoia de consum intern. Anul trecut, de exemplu, România a avut o producție record de floarea soarelui, de 3 milioane de tone cu 1,22 de milioane de tone mai mare față de anul 2020. Asta în condițiile în care românii consumă anual ulei produs dintr-o cantitate de 200 de mii de tone de semințe de floarea soarelui. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prelungește termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere în programul Tomata până la data de 1 aprilie inclusiv. În plus, nu mai este obligatorie depunerea documentelor fiscale pentru accesarea ajutoarelor de minimis. Cei care se înscriu în programul Tomata de anul acesta vor primi în total 4.000 de euro de la guvern. Luna aceasta, în data de 22 martie, sărbătorim Ziua Mondială a Apei. Scopul ei este de a atrage atenția asupra importanței apei. Sub denumirea Ape Subterane, faceți vizibil invizibilul, ediția din acest an explică rolul vital al apelor subterane în sistemele de apă și canalizare, agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la schimbările climatice. În ultima sâmbătă din luna martie, vă invit să luați parte la cea mai mare manifestare de mediu din întreaga lume, Ora Pământului. Pe scurt, timp de o oră, de la 20:30 până la 21:30, stingem luminile și oprim aparatele electrocasnice neesențiale. Astfel, lăsăm pământul să se odihnească. Acțiunea are ca scop conștientizarea problemelor mediului înconjurător generate de activitatea umană. Prima ediție a evenimentului a avut loc în anul 2007 la Sydney, în Australia, când s-a înregistrat participarea a 2,2 milioane de oameni.